De ziua internațională a ocrotirii copiilor, micuții internați în secția pediatrie a Spitalului Raion al Soroca s-au bucurat de cadouri. Acestea au fost oferite de președintele raionului, Ghenadie Muntean, care a împărțit daruri celor 40 de micuți ce primesc tratament, dar și mămicilor cu copii noi născuți din secția maternitate. Așa? Cu așa mămici frumoase, cu acești copilași, se îmbunătățește, se mărește populația. Curaj, succes în continuare. Suntem pentru sărbătorii frumoase, la urmă că o mică atenție. Copilașul să fie sănătoși, să mai nășteți. Ziua 1 iunie veți întâlni Ziua Internațională a Copiilor în pereții unei instituții medicale. Și am vrut să vă aducem la toți copiii clipe pozitive, clipe de bucurie, chiar și în Spitalul Raional Soroca, fiind la tratament. Este un gest frumos, adică o observație, ca un premiu pentru noi o să fie, ca o surpriză pot să spun. Se bucură baloane, flăguleți. Doresc ca toți copiii să fie sănătoși, să aibă tot ce-ți doresc. În primul rând, sănătate, bucurie, să fie alături părinții de ei. Am dorit să aduc copilul o alegere pe ziua copiilor, să bucure și ei toți copiii de ziua lor, să fie sănătoși, să nu îmbolnăvească și mămicile să fie fericit ca și copii frumoși. Toate mămicile vor ca copiii să fie sănătoși, mai ales în ziua de azi și începând cu ziua de azi. Bine descris, mai am acum unul acasă, un băiețel și un cofetiță și ăsta e treile. Sperăm pe viitor să fie tot bine în țară. Spre asta mergem. Totodată, președintele raionului a oferit în dar secției pediatrie și un televizor, care va fi instalat în camera de joacă a copiilor, unde sunt planificate în anul curent lucrări de reparație. Ziua copilului, o secție care ne-am pus scop și obiectiv ca să fie reparat secția pediatrie. Deci, tristețe, îmi pare rău că sunt mulți mame cu copii în acea secție, dar asta este realitatea. Deci, anul acesta deja o să fie reparată secția, costul care este în jur de 2.700.000 de lei, bani alocați din partea Consiliului Raional Soroca. Deci, următoarea secție ar fi renovată. Deci, ne dorim ca să aducem la condiții normale, condiții care necesită schimbare și dotare această frumoasă secție, care copilași sunt viitorul nostru. Da, cu tristețe, încă o dată remarc că sunt mulți în saloane, deci, dar asta este realitate. Sper că o să aveți posibilitate și dumneavoastră să vă convingeți că noi am pus cu obiectiv să le creăm și câteva săli anume frumoase, copilași să nu simtă lipsa și ține de aspectul familiei, casă și spital. Deci a venit un frumos cadou, un televizor care să sper că va fi benefic în această secție, cu cadouri pentru fiecare copilaș. Eu sper că aceea tristeță să le facă bucurie, de adevăr să o simte ca ziua copilul care sunt în Raionul Soroca. Potrivit directoarei spitalului, Angela Rusnac, acțiunea vine să creeze copiilor o ambianță mai plăcută în instituția medicală. Pe Ziua Internațională a Copilului am vrut ca instituția medicală să pară pentru copii o instituție aproape, plină de bucurie, plină de emoții pozitive și să nu fie o instituție medicală legată cu unele patologii. Am vrut ca copiii să simtă bine și să fim cât mai aproape de ei. De ziua lor, micuții au primit felicitări însoțite de urări de sănătate din partea președintelui raionului Ghenadie Muntean, a medicului șef Angela Rusnac și a șefei secției pediatrie Silvia Tetiu.